Să nu-l bateți, ok? Ce? Să nu-l bateți. Asta sunt și nouă conversația, dacă vreți, cu domnișoara Alexandra de 14 ani. 14 ani are? Aoleu, are 14 ani, te-ai surprins. Ia, a pus poze, i-a arătat poze. Ia, e vina copilului, nu? 14 ani, da, e vina copilului, da, da. Păi cum ce întrebare? Păi cum îi băgați la om pe gând care e 14 ani? Domnule, puteți să chemați un echipaj, vreau frumos? Și o să dau declarație, o să dau declarație la secție. Așa. Vine justiția. Să dați pe pedofil! Pedofilul! Vine justiția, ca să facă treaba. Ce mă o pedofilă? Depinde cum marfa. O să bei apă liniștit. Bună ziua, dragi justițiari. Sunteți pregătiți de încă un episod cu gelul? M-am văzut numele ăsta, Gelu. Cine e Gelu? Gelu e un domn la vreo, nu știu, 48, nu știu cât a zis, 48 de ani, parcă puțin cam speriat așa, știi? Adică nu vrea să pățească ceva, știe că face greșit, că vrea să vadă cu o minoră. O să vedeți voi în episod. Dar hai să citim niște conversații, să-l cunoaștem mai bine pe domnul Gelu, de la mine din cartier. Bună, ce faci? Hei, bine, tu? Stăteam. Bine și eu, dar câți ani ai? 14, tu? Ești minoră? Da. De unde ești? Ești minoră, dar de unde ești? Direct. București, tu? Tot. Tu ești în poze? Ah, nice. Da, de ce nu aș fi eu? Am întrebat. Ok, prin ce zonă stai? Berceni, tu? Mai mult spre Vitan. Of, eu spre Reșița. Nice. Mai ales și-o sărut ușor, dar la... Mai ales și-o sărut ușor, dar la guriță, în jos și acolo, jos. I'm lost. Me too. Sărutată la păsărică, ia zi. Ce să zic? Ai fost pupată acolo jos? Nu. Și n-ai vrea? Cred. E super să fii sărutat acolo. Știu eu, a fost și el sărutat acolo jos la păsărică, probabil. Probabil. Părinți, dorm? Ai mei? Da. Da. Cred că mami e și ea așa ca tine de bună. Gelule, să trăiască familia ta, are 14 ani. Este? Vezi ce zici de mama. Dacă e frumoasă ca tine, o să încerc să-l corectez. Fac un duș și mă pregătesc să plec la muncă. Te-ai supărat? Nu, succes la muncă. Hai, facem un duș. Bă, că și ăsta cred că ne dă țeapă, așa cum ne-a dat Dănuț. Păi cum, ai zis că îi faci duș cu ea? Ce ai spus? N-ai zis că faci duș cu ea? Ca să-l cam să-l așa de fără și... Asta e cu Dănuț de la aici, nebun cu dușul și nu face nimic. Hai, facem un duș, da, ieri. Nu știu ce a vrut să spun autorul. Probabil am înțeles și noi că dacă vrem să facem un duș. Sau dacă am făcut un duș. Ce rea ești? Păi nu înțeleg ce încerci să faci. Nimic. Să mor tu, mă. Ce? Tu ce-ai vrea? Uite-l, mă, cum scrie. I don't know, nu vreau ceva. Doar mă uit să văd ce scrii. Și ce ai vrea să scriu? Nu știu, nu am vreo idee. Mă lași, nu știi, cred că știi mult mai multe. Subestimezi multe. Stai în casă singurică? Da, sunt plecat până duminică. Unde? La un grătar în Prahova, la prietenii lor. Un an de la nunta nu știu cui. Dar nu știi cu dușul? Păi, obsedat de dușul ăsta, să mor. Ce să știu? Când ai zis să-ți dau pe la spate... Am zis că săpunul ca să speli pe cineva e să-l duci pe la spate. Duci mâna la spate. Nu minți că îți crește nasul. Ce s-a întâmplat dacă intrăm amândoi la duș? Vii la mine? Unde? Reșița. Cum stai îmbrăcat? Oh, de capul meu îmi scrântez limba. Cum stai îmbrăcat în casă? Pantaloni lungi, tricou. Păi mai am metrou, da, adresa și zi unde. Dar tu ce vrei cu mine? Și zis că-ți plac bărbați maturi? Nu înțeleg.
Dar mamei cu tati ce fac în dormitor seara? Ăsta e Gelu, care vorbește cu o minoră acum, da? Doamne, cum să întrebi asta? Zi, vrei să ne vedem sau? Deja voiam să-l prindem. Mi-e teamă, ești minoră. Acum, sincer, nu i-a auzit ce fac în dormitor? Nu, când se iubesc, ia zi, ești ciudat. Când fac sex, nu m-ai întrebat de părinții mei. Asta vreau și eu. Stai la piața Reșița? Da, aproape. Tu unde stai? Și am spus că suntem și noi pe aproape și... Dar astea au fost toate? Dreamer? N-ai pus și... A, n-ai pus alea unde îmi scrie. O să vedeți că la un moment dat ne dă direcții, se uită la noi de la geam. Adică o să fie un episod interesant. Oricum, Gelu e un bolnav. Enjoy the episode. Bye! Hai! Păcai! Unde sunteți? Aici, în față, la Părculeț. A, unde ne-am întâlnit... De fiecare dată, da. E ok. Hai, coboară, ne mă sună Alexandra. Hai să ajungă într-un minut. Ok, pa! Pa! Stau în cadru. Da, sunteți pregătiți, băieți? Ne-am născut pregătiți, cred. Da. Sunteți gata de Gelu? Gelu-l cheamă? Gelu-l cheamă! El vrea să facă duș, am înțeles bine? Da, da, vrea să intrăm la duș. Altul care ne promite stai duș. Stai un pic, îi facem cunoștință cu Dănuț. E bine? Eu zic că e bine. Îi combină pe ăștia doi frumos. Serios, da? Hai cu dușul, hai cu dușul. Băi, cred că până la urmă o să mergem la duș cu cineva. Cred. Da. Sau las că se descurcă ei la duș cu alții. Deci măcar nu mi se pare amuzant. Da, o să doară. De fapt, și eu lui a dat seara, s-ar putea să-i placă. Mai mult ca sigur. Da. Poate să-i combinăm deci cu ăștia, mă, să trimis la bine. Cartierul minunat, Berceni. Mergem la Reșița. Ne pregătim de acțiune, să spunem așa. Da. Prindem pe Gelu, pe seara asta, pe Gelu. Stai și tu mai cu spatele, așa gen fure mega. De ce la mega? Și aștepți în fața lui. Și te uiți în discuție. Hai să facem conferință. La mega, zis ceva. Da, tu iau înainte. Nu știu de unde ne vede. Te sună acum. Da, mergi la Mega în față. Vezi că e multă lume la Mega. Că a ajuns fata. Am ajuns la Mega? Da, ai ajuns la Mega și e multă lume aici. Mam. Păi nu o să ne prindă prostul. Da, e la Mega. Anunță-l. Un pedofil. Lăsați-ne să părem de ai voștri, da? Păi vorbiți cu noi, Ce? Ce anume? Nu să te pun, stai liniștit. Filmează continuu, dar o să tai asta. Ce? Un pedofil. Domnul, cum? Ala ai poți să curiți în numără și nu? Da. Să știm și Alex. Noi de el. Da. Cum e îmbrăcată? Ce anume? Îmbrăcată. Asta-l știți? Ia. Nu. Nu. Florin? Ia, fii atent aici. Cum ești îmbrăcat, întrebă pe cineva. Gelu-l cheamă? Așa. Alex. Da, trebuie să mă concentrez. Spune. Cum e îmbrăcat, întreabă pedofilul. În fustă. Rochie, nu? Vino peste stradă în intersecție. Vino peste stradă în intersecție? Mergi spre intersecție.
mama. Să nu-l bateți, ok? Ce? Să nu-l bateți. Ce? Să nu-l bateți când apare. E pedofil, nu? Treci strada, pe binele tău nu faci asta, bă, frate, că te-o scrie pe tine poliția. Păi nu aici, la Reșița. Aici, la Reșița, dar nu... Le agresezi. A? L-ați găsit? Așteptăm să coboare, că nu ne-a dat adresa exactă. Îți dai seama că e arestat. E pericol, e frică. Stai, zi, zi, ce? Da, 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 păi. Ce? Treci strada unde este cu mașina în parcare, ne-am văzut, ne-am văzut. L-ai văzut? L-am văzut, da. Du-te, 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 du-te. E mașina aia? Vezi parcarea, i-am zis cu ce cu mașina, ești vinovat. Zic că suntem acolo. Am dezactivat pe mes, sună lumea noaptea. Stai din nou și am acânut. I-am zis. Zic să coboare la scară. Că te pierzi. Alex, du-te după ăla. Oprește-l, vorbește cu el. Cred că e ăla. Ține-te după el. Da. Am fi văzut în scrisurile de pe spate. Dar cum a coborât el, pare a fi. Ăla era. Ăla era, am fi văzut în scrisurile de pe spate. Ăla era. Bă, Radule, te las aici? Cum vrei. Și ai telefon să mă suni, da? Da, da. Bun. Stai, stai acolo. Alex! Alex! Bună seara! Opriți-vă o secundă, vă rog frumos. Vă numiți Gelu? Iudă! Perfect! Cheamă-l pe Radu. Hai, ce faceți, domnul Gelu? Nu mai faceți acasă. Nu vă mai faceți acasă acum. Cheamă-l pe Radu. Haideți să mergem mai încoace. Haideți cu mine. Cu cine trebuie să vă întâlniți, domnule Gelu? Haideți aici în parcare să ne... Am vorbit frumos cu o fetiță. Ați vorbit frumos cu o fetiță, a? Da. Câți ani are fetița? Nu știu, e mai mare. Aha. Am venit, mă duc acasă. Da? Ia auzi. Scoateți dumneavoastră telefonul, vă rog frumos, ca să confirmăm că dumneavoastră sunteți, să nu vă oprim degeaba. Partați-ne și nouă conversația, dacă vreți, cu domnișoara Alexandra, de 14 ani. 14 ani are? Aoleu, are 14 ani, te-ai surprins. Mulțumesc frumos. Descrieți telefonul dumneavoastră, nu mă bag eu în telefonul dumneavoastră. Și arătați-ne conversația cu noi. Întoarceți telefonul la cameră aici? Că n-am făcut nimic. Bun, ia. Alexandra, da? Perfect. Și ce faceți, domnule Gelu? Chemați minore la dumneavoastră? Da, nu, ea a zis. Ea a zis. Ia, vară, cum ok, vor. Trecem în conversație atunci, dacă ea a zis. Băi, a zis că e singură, că vrea să vină. De ieri, dacă mă abordează. Deci minora e de vină, da? A, uite, fanbase-ul aici. Păi faceți de-astea în Berceni la noi aici? La justițiarul de Berceni acasă? Nu e amuzant. Eu nu râd. Eu nu râd aici cu dumneavoastră. Dar n-am făcut nimic. N-ați făcut? Dar ce voia să faceți cu o minoră de 14 ani? Dar n-am făcut nimic. Dar ce voia să faceți? Eu zic să nu fugiți, că n-aveți nicio șansă, da, vă prindem orice ipostază să fugiți. Da nu fug, mă duc. Băieți, închidem toate intersecțiile. Da nu, șeful nu. Nicio problemă. Despreți și mie, ce voia să faceți cu o minoră? De 14 ani. Ia, zici de ieri de când trage. Bună treabă, băieți. Mulțumim frumos, Doamne ajută. Bine că l-ați prins, este. La cât mai mulți, îți dai seama. Ia, a vorbit de ieri cu mine. Păi nu, Doamne ferește. Ia a vorbit, nu? Stați că eu caut aici în conversație, că ați vorbit foarte mult, sunteți și vorbăreți. Mă plictisesc cât de vorbăreți sunteți.
Ia uite, bună, ce faci? Bine și eu, dar câți ani ai? 14 tu? Ești minoră, da? Da, de unde ești? București? Tu ești AN Poze, se scrie cu Îdini, să știți. S-a schimbat, nu mai e cu Îdina. Eu spre Reșița, cu băieții, cum o duci? Da, asta e discuția asta de 14 ani, nu? Păi, bă, ce minte ai, mă, omule, mă? Păi nu ți-e rușine, mă? Dar nu i-am zis... Păi, dar nu ți-e rușine? Ce nu i-ai zis, mă, omule? Ea m-a întrebat mai ai mult. Ai sâni, fund, ești frumoasă. Ia, pus poze, ea mi-a arătat poze. Ia, e vina copilului, nu? 14 ani, că ai sâni și fund. E vina copilului, da, da. Ia vorbi. E vina victimei. Mă ține Dumnezeu. Mă ține Dumnezeu, sincer. Ia uite, stai să caut. Frumoasă, cu cine semeni? Cu mami sau tati? Tati. Și mami nu-i frumoasă ca tine? Și tot așa ca tine arată la corp? Ia uite-o! Imagina, te dădeai la mami. Ți-ar plăcea să fii cu o fată? Era legal. Să vă păi sărutați peste tot? Ai mai făcut-o? Ia zis că umblă cu fete. Ia zi, te-ai sărutat cu vreo fată? Dacă nu vrei să vorbești asta, e, era și puțin disperat, așa nu vă scrie fata? Ma. Deci tot ai insistat și cu fetele te-ai sărutat peste tot? Aveți vreo fantezie cu... Păi ea a zis că a umblat cu fetele. Aha. Și n-ai vrea să te săruți cu una la pielea goală? Da cum, băia, să te sărute peste tot și tu pe el? Ați ieșit așa. Știați că vă trebuie să vă întâlniți acolo, ați ieșit așa reticient și v-ați plimbat. Da, da, deci a verificat zona, omul, că știe că face ceva greșit. Chem eu poliția, da? Chemăm poliția. Să le explicați de ce vă plac minorele. De ce faci asta? Dar nu am făcut nimic. Am vorbit pur și simplu. Hotărăsc asta dăm și de la secția de poliție. Nu, fata asta n-are 14 ani, fata asta are 30 de ani. Uitați, ca să știți. E prietena lui... Ce fată? Uite-o aici, uite-o pe fata. Păi nu știu ce treabă are. Uite-o. Păi cum ce treabă are? Păi cum îi băgați la om pe gât care e 14 ani? Păi n-a vorbit cu ea. Ea a venit doar cu noi că vrea să vadă o figură feminină jos ca să coboare. Tu apărea un pedofil? Care sigur? Omule, noi avem alte mesaje cu el, fata e cu noi doar ca figură feminină. Nu avea cum să vină cu noi o fată și a venit doar să vadă ca să coboare, să vadă o fată să coboare. Așa nu coboară la noi, dacă ne vedea pe noi, mă frate, nu? Ai dreptul. Da, mă scuzați. Avem și noi aici un domn de 50 de ani, ce vrea să întâlnească cu o minoră de 14 ani. Nu are 14 ani, dar fata să se întâlnească cu o minoră de 14 ani în vederea întreținerii de raporturi sexuale. A dat-o pe internet, a convins-o, a încercat să o convingă să vină la el, să întrețină raporturi sexuale și am intervenit noi și ne-am întâlnit cu el. E pe bune, e pe bune. Adică nu bune. O să vedeți imediat, trebuie să-mi pare poliția. Adică... Nu făceam o ilegalitate și chemam poliția. Suntem aici la Reșița, pe Grădiștea, chiar Grădiștea cu intersecție cu Reșița. Sectorul 4. Cum v-a numit? Alexandru Constandachi. Ce faci? Iulian. Uite, am vorbit cu o fată, ea a zis că are 14 ani și ea m-a chemat jos. Mulțumesc, da, da. Bine. De că are 14 ani. Sunt în fața blocului, în spatele blocului. Iulian, ce faci? Trebuie să veni cu poliția după ea, că a venit după noi și a zis că ea are 14 ani, mi-a spus, că e minoră, tot cu oamenii ce zice că nu e minoră. Bă, dar e și... Tomă. Tu realizezi că n-ai discutat cu ea, da? Nu cu ea, discutat, să știți. Ea a venit cu noi... Ea a venit ca să te tragem la mal. Că ești un pește mai greu așa de prins. Se numește Momel. Am venit cu poliția să vină în coace. Să vină în coace. Dar ce-am făcut? Ce-am făcut șeful? Cu tracolare de minuni. Pe tracolare, da. Ce tracolare? N-am făcut, domne, nimica. Am auzit că fata are 14 ani și am vrut să... Vreun tip sau vreun chip? Să mă joc cu ea. Ce ai vrut să faci cu o minoră? Ce? Ce nimic. 48. La 48 de ani. Discutați cu o fată care vă spune că are 14 ani, dumneavoastră continuați să discutați. Da, ea, eu i-am zis că e minoră și nu vreau să vorbesc. Și ce căutați aici? A zis că vine la mine. Că e singura. Și că un om de 48 de ani, dacă un minor nu-l duce capul și spune asta, asta zice el, vine la mine, nu? Ce e normal, copii? Aveți copii? Da, am copii. Și aveți fată? Două fete. Și aveți două fete. Și să fie avut 14 ani să se ducă la unul de 48 acasă? Era ok? Bă, mai răspund ăștia de la secția 14? Vreau convenea vreun fel? 16, nu? E aici. Bună seara!
Mă numesc Alexandru Constandachi. Avem indicii temeinice că un domn dorea să raculeze o minoră de 14 ani în vederea întreținerii de raporturi sexuale. S-a întâlnit cu noi și am vrea și noi un echipaj să ia datele, vă rog. S-a întâlnit cine cu dumneavoastră? Un domn de, un domn de 48 de ani a încercat să raculeze o minoră de 14 ani. Am venit noi în locul minorei. Minora dumneavoastră cunoașteți? Nu, minora nu cunoaște, nu este cu noi. Păi și atunci de unde știți că a vrut să o raculeze? Domnule, puteți să chemați în echipaj, vă rog frumos? Și o să dau declarație, o să dau declarație la secție. Răspundeți-mi, domnule, așa, spuneți-mi. Dar răspundeți-mi întrebările și atât. Bun, spuneți întrebarea. Păi v-am întrebat asta, de unde știți dumneavoastră? Pentru că avem dovezi. Pentru că avem dovezi, avem dovezi, avem dovezi. Conversațiile. Conversațiile. Conversațiile cu cine? În ce împrejurări? Conversațiile, între minoră și dânsul. Conversațiile online între minoră și dânsul de 48 de ani, cum îi propunea dânsul să vină la el acasă în vederea întreținerii de raporturi sexuale. Ia, bă, să vină. Uitați-vă că... Dar v-am întrebat de minoră dacă o cunoașteți, dacă există, unde e, mi-a spus că nu există. Acum spuneți că există. Minora e majoră. Ce conversație? Că nu înțeleg. O conversație în mediul online. Noi cu asta ne ocupăm. Prindem prădători și îi dăm pe mâna poliției. Eu înțeleg limba română. N-am întâlnit până acum. Vă dai eu datele, și n-am buletin. Vă dai eu datele. Încercați să faceți greșe, tu nu e regulă. Pentru că trimitem poliția mai repede acolo dacă răspundeți concret la întrebări. Da, și dacă nu răspund mai repede, nu o trimiteți, am înțeles. Bine, o aștept, o așteptăm. Trebuie să răspundeți concret la întrebări, bine. Vă răspund. Găsiți intersecție cu Reșița, da? Da, da, în parcare. Chiar la intersecția asta, da? Chiar la intersecție, vis-a-vis de Mega Image. Bine, o să vină poliția acolo. Mulțumesc. Bă, le-ai frică să coboare de mașină? Nu, cred că mai am un pic de travă să raporteze. Am înțeles. Azi nu e problemă. Ce se întâmplă? Nu știu, frate, e mai greu cu secția 6. Da, știu, am mai avut. Bună ziua, bună seara, de fapt. Salut, dăm și mie un buletin ca să știu cu cine vorbesc. Ce s-a întâmplat? Cine este implicat? În speță ce s-a întâmplat? Domnul acesta a încercat să raculeze o minoră de 14 ani. I-a dat întâlnire la el acasă. În vederea... Minora fiind unde? Minora nu există. Minora suntem noi. Care? Dumneavoastră? Eu am vorbit, adică... Așa puțin, că sunteți mai mulți. Cine a implicat? Cine a dat la telefon? Ei s-au strâns. Ok, nu mai vorbiți toți odată. Vreau să înțeleg situația. Deci dumneavoastră ați făcut un experiment social. Nu este experiment social, este o acțiune de a împiedica prădătorii sexuali de pe internet să raculeze minore. Minore, ok. El ne-a contactat contul nostru, care descrie o fată de 14 ani, a intrat în conversație cu noi, am explicat că avem 14 ani. El fiind cine? Dânsul. Dumneavoastră. Da. Ne-a dat invitație la el să facem duș, să ne maseze sânii, să facem dragoste, chestii de astea. Și am venit să ne întâlnim cu el. Știați, domnule, că e minoră? Că mi-a zis, eu i-am spus că e minoră. Da, da, am spus că e minoră. Absolut, da. I-am spus că e minoră și a insistat să vină. Suntem prea. I-am spus că e minoră. Ok. Dumneavoastră și-am prezentat un act de identitate, este. Dumneavoastră și dumneavoastră. Nu, nu l-am la mine, l-am... Am dat și nume, prenume și CNP. Avem datele domnului? Nu, datele domnului urmează. Am dat buletină, îi verific pe ei, iau și datele domnului. Ok. Dumneavoastră o să mergeți cu noi, iar dumneavoastră o să mergeți cu un coleg și o să se... Nu, avem mașina noastră. Veniți aici? Sigur. Da, da, da. 2016 nu mai este nevoie, se deplasează domnul. Putem să plecăm de acum? Să vedem acum? După ce îmi dați buletin? Acum? Da. Ok, perfect. Da, bine, e tot o regulă? Știu unde e secția 16, da. Da, da, mersi frumos. Stai puțin, du-te sus și ia-ți și tu un vreac, că te deduci în izmene. Nu e nicio treabă, nu e nicio problemă. Nu prea funcționează așa. Păi mergeți cu el sus. Nu, doamne, este îmbrăcat foarte lejer, a ieșit asta, apară lejer, nu ți-e putea să mai aia. Trebuie ce să-și mai aferi? Un frac. De identitate o să le... Narg un pic acasă, să se întindă în pat. Trag un pui de somn. Să șteargă de prin telefon, să șteargă de prin telefon, da. Bine, degeaba, că oricum. Păi nu ai și varianta de telefon de la tine. Da, da. Degeaba. Da. Ia. Perfect, haideți să mergem. Vă aștept acolo. Bine, da? Seara bună. Bine. Până mai târziu. Cât e ceasul, Alex? Ei,
31 sfert acum. 31 sfert. 31 sfert. Gata, am terminat la secție. De fapt l-am terminat, căci ofițerul judiciar nu e și trebuie să ne întoarcem, că ne sună ei. L-am adus pe domnul la secție, a dat și el declarații, am dat și noi declarații, mai așteptăm să dăm declarații. Și cam atât pentru seara asta. Foame mare, ne foame, ne sete, ne somn. Da, să trăiască domnul Gelu, că ne-a pierdut timpul. Vrea el minore. La vârsta lui. De pomană. Da, nu l-a pierdut de pomană. Ne auzim curând cu alte episoade și nu uitați, stați departe de prădători. Așa. Și dacă tot am plecat de la secția de poliție acum, am găsit pe stradă niște chestii care obstrucționează trotuarul. Ca să fie treaba. Gata, avem băcuță, avem scaun pentru gătat. Avem scaun și odaia, cum se cheamă, o lădiță. Mergem la un pește. Unde ce ne mai trebuie? Seara bună. Seara bună. Mobbing and thugging, you bitching and bugging, there's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, investing this paper, got tired.